Promisiunea zilei pentru tine. Astăzi, din Psalmul 119, cu versetul 1, unde citim: Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Promisiunea de astăzi vorbește despre adevărata fericire pe care omul o poate găsi dacă împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tradus prin cale apare de 13 ori în acest psalm și anumiți exegeți îl consideră ca fiind unul dintre sinonimele cuvântului lui Dumnezeu. Este un termen care sugerează un mod special de comportare, un anumit standard de viață, o conduită marcată de cuvântul lui Dumnezeu, un drum bătătorit de experiențe repetate cu Domnul, o viață trăită sub călăuzirea lui Dumnezeu, ale cărei repere sunt trasate de legea Lui. Putem călători prin viață mergând pe una din cele două căi. Există o cale largă a neascultării, o cale care pare bună omului, dar sfârșește în moarte, și există calea îngustă a ascultării, o cale care duce numai în sus și sfârșește în viața veșnică. Cei mai mulți oameni refuză să meargă pe calea îngustă, imaginea pe care și-au făcut-o majoritatea oamenilor nemântuiți sau apostați despre viața creștină este una foarte sumbră. Ei o socotesc ca fi o viață închisă, plină de restricții și limitări, fără distracții, fără dans și muzică, fără băutură, fără tutun, doar mersul la biserică cu predici plictisitoare, muzică rea și oameni mărginiți, doar adunări de rugăciune și conferințe biblice. Psalmistul spune: ferice de cei fără prihană în calea lor. Fericirea este revărsarea bucuriei. Bucuria este sursa, iar fericirea sunt valurile care se varsă dând peste maluri. La Dumnezeu, întotdeauna fericirea este unită cu sfințenia. De aceea, omul nemântuit nu poate cunoaște niciodată adevărata fericire. Diavolul are surogatele lui, majoritatea bazându-se pe plăcerile trupești, dar toată opera lui este un fals, o contrafacere. Toate imitațiile lui sunt bucurii superficiale. Bucuria izvorâtă din bunăstare nu se poate compara cu satisfacția izvorâtă din sfințenie. Fericirea divină este completă și eternă, pe când fericirea diabolică este condiționată și efemeră. Stimate ascultător, primele cuvinte ale Psalmului 119 ating acest subiect foarte important, fericirea. Nouă tuturor ne-ar plăcea să fim fericiți, dar nu putem experimenta starea de fericire abundentă, de satisfacție deplină, fără o sfințenie durabilă. Și nu putem trăi într-o stare de sfințenie durabilă fără călăuzirea și ajutorul Duhului Sfânt. Și nu putem avea Duhul Sfânt dacă nu am primit mântuirea sufletului. Așadar, secretul fundamental al fericirii este să trăim după principiile consemnate în Sfânta Scriptură.